Spiritul de Crăciun nu a ajuns la toți. Chiar în ajun, doi tineri au fost surprinși de camerele video în timp ce furau un portofel. Astfel, în data de 24 decembrie 2018, la ora 18:41, o tânără a sesizat dispeceratul Direcției Poliției Locale a Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea cu privire la faptul că în timp ce cobora scările pasajului subteran din zona centrală, i-a fost sustras portofelul, suspectând un grup de trei tineri de etnie romă. Drept urmare, un echipaj de intervenție din cadrul Direcției Poliției Locale, însoțit de partea vătămată, a verificat mai multe centre comerciale din zonă în căutarea suspecților, cu atât mai mult cu cât doi dintre aceștia, identificați prin intermediul camerelor video amplasate în pasaj, erau cunoscuți cu antecedente similare, aflându-se sub control judiciar. În scurt timp, cei trei suspecți au fost găsiți conduși mai întâi la sediul Direcției Poliției Locale pentru îndeplinirea procedurii de identificare, iar mai apoi au fost predați Poliției Municipiului Râmnicu-Vâlcea în vederea continuării cercetărilor.